îndemnăm cât mai mult pacienții să facă cât mai multă mișcare. Postoperator, în primele zile, ei sunt sfătuiți să facă plimbări, mers pe bicicletă, orice activitate cotidiană care a avut-o înaintea intervenției chirurgicale. Legat de o activitate fizică mai intensă, putem vorbi la 2 săptămâni, 3 săptămâni după intervenția de chirurgie metabolică. Aici putem spune că atenția lor ar trebui să fie puțin crescută pe mâinile cui se lasă, pentru că nu toată lumea are o pregătire atentă în a monitoriza un pacient care a suferit o intervenție chirurgicală metabolică în pregătirea lui fizică. În concluzie, putem spune că pacientul este liber să aleagă, conform indicațiilor noastre, să facă sport, activitățile sportive, după această intervenție metabolică, pe cont propriu, sau poate să aleagă în centrul nostru de kinetoterapie, unde va fi monitorizat îndeaproape pentru a avea o scădere ponderală monitorizată, sănătoasă și fără, să spunem, accidentări survenite pe această perioadă.